Colectarea semnăturilor pentru referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan, se face cu grave încălcări. Cel puțin așa declară liderul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Valeriu Ostap. Potrivit lui, persoanele care semnează sunt induse în eroare, spunându-le că se semnează pentru alte chestii, ca exemplu în orașul Vatra, aceștia au fost îndemnați să semneze pentru reparația drumurilor, dar nu pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan. Procedura de colectare semnăturilor se desfășoară cu anumite devieri grave de la legislația în vigoare. Existau multe persoane care, fie că nu s-au aflat în perioada aceasta pe teritoriul localității, fie că aceste persoane nu mai sunt în viață, fie că semnăturile acestor persoane nu corespund cu semnăturile adevărate acestor persoane. Cetățeanul Călugăr Victor spune că am semnat, mi s-a propus să semnez pentru o listă pentru a face drumurile în orașul Vatra. Potrivit lui Valeriu Ostap, cele mai multe nereguli au fost depistate în localitățile Cârnățenii din raionul Căușeni și Vatra, municipiul Chișinău. Ostap l-a sunat direct pe primarul din localitate pentru a arăta că nu minte. Spiritele s-au încins atunci când reprezentantul Partidului Social Democrat, cel care a inițiat procedura de colectare a semnăturilor pentru referendum, i-a adresat careva întrebări provocatoare lui Ostap. În momentul în care dumneavoastră vorbiți de fraude, trebuie să aveți dovezi foarte clare că au fost făcute semnăturile și au fost transmisii comisiei electorale centrale. Nu ceea ce se discută la piața centrală sau în birourile dumneavoastră, acolo unde vin pachetele guma. La final, acesta a menționat că toate învinuirile aduse de către Credo sunt niște aberații și că toate semnăturile au fost deja depuse la Comisia Electorală Centrală. Deci semnăturile sunt transmise în data de 20 iulie, au fost transmise Comisiei Electorale Centrale, 232.000. Declarațiile precum că au fost minciuniți, că au fost, eu știu, sub alte pretexte, sunt doar niște aiure. Menționăm că Partidul Social Democrat a inițiat acum 3 luni procedura de colectare a semnăturilor pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan. Aceștia trebuiau să prezinte la Comisia Electorală Centrală 200.000 de semnături. Potrivit lui Coropceanu, PSD-ul a prezentat la CEC 232.000 de semnături, iar Comisia Electorală Centrală urmează să decidă dacă va avea loc sau nu referendumul.